Fata săracului cea istiață, de Petre Ispirescu. A fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un om și o femeie. Ei erau atât de săraci, încât n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, nici tu masă, nimic, nimic, dar nimic n-aveau după sufletul lor. Mungea bietul om de dimineața până seara târziu, alături cu muieria, de-i trecea nădușelele și ca să dea și ei în spor, ba. Se ținea, vezi, norocul după dânsii ca pulberea după câini, cum se zice. Umblau cu tărăbuțele de colo până colo și ca să se statornicească și ei la un loc, nu găseau. Căci cine era să-i primească pe ei? Doi calici, cu leaota de copii după dânsii. Adică, uitasem să vă spui, aveau acești oameni o spuză de copii. Din acești copii, cei mai mari erau numai fete, iar băieții erau mărunței și stau lângă dânsii ca ulcelușele. Să nu vă fi dus Dumnezeu vreodată să fiți față când venea omul de la muncă, că v-ați fi luat câmpii. Ieșeau toți afară înaintea lui, jigăriți și hărtăniți, ca niște netoți, subțiratici și pițigăiați, mă rog, leșinați de foame, și tăbărau pe bietul om cu gura, tată, mi-e foame, tată, mor de foame. Tatăl lor se zăpăcea și nu știa către care să se întoarcă mai întâi și le da toată agoniseala lui dintr-o zi. Dar de unde să le ajungă ce brumă le aducea el? Abia puneau pe măsea. Bietul tasău și biată măsa, de multe ori se culcau nemâncați. Li se rupea inima de milă, dar n-aveau încotro. Și ca să-și liniștească copiii, ele făgăduia ca a doua zi are să le aducă mai mult. Astfel, mai cu șoșele, mai cu momele, adormeau și bieții copii, cu nădejde că a doua zi are să fie mai bine. Dintre toți copiii, fata cea mai mare era mai tăcută și mai cu judecată, iar rămânea cu surorile și frații cei mai mici când se duceau părinții la muncă, vedea de dânsii, îi muștruluia și îi povățuia să fie mai cu răbdare, mai îngăduitori, ca să nu se amărască până într-atât părinții. Dar bate toba la urechea surdului. Adecăde, ce să zici, ar fi fost și ei poate mai îngăduitori și mai cu răbdare, dar burta le da gheș și îi făcea de multe ori să fie neînțelegători. Într-aceștia, boierul pe moșia căruia se afla acești oameni, urgisiți de Dumnezeu, i se făcu milă de ei și, într-o zi, când veni să se roage pentru să-l lași, el îi zise: omule, te văz harnic, muncești, te spetești și două întei te văz că nu poți lega. Iată, eu mă îndur și-ți dau un petec de loc, să fie de veci al tău. Du-te de-ți alege petecul ce-ți va plăcea și apucă-te numai decât să-ți faci un bordei. Bogda proste, cucoane și Dumnezeu să primească, de unde dai să izvorască, răspunse omul. Se duse deși alese un petec de loc și până în seară groaba pentru bordei o și dete gata. Nepartia lui, cum se brodi ca locul ce și alesese să fie alături cu al unui țăran bogat și mândru de nu-i ajungea cineva cu prăjina la nas. Peste noapte, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, cu o vită de ale bogatului căzu în groapă și muri. A doua zi de dimineață, bogatul văzându-și vita moartă, sări cu gura mare asupra săracului, îl luă de piept și cu el târâș, se duse la curtea boierului să le facă judecată. Boierul se miră când îl văzu și întrebă ce caută. Țăranul cel bogat zise: boierule, acest prăpădit de om, venetic în satul nostru, n-ar mai avea parte de el. După ce ți-ai făcut pomană de i-ai dat un petec de loc, el tocmai lângă mine și-a ales să-și facă bordeiul. Una la mână. Bagă de seamă că, după ce e sărac, apoi e și cu nasul pe sus. A doilea, groapa ce și-a făcut pentru bordei, după ce că e mare foarte, apoi n-a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva,
numai ca să-mi facă mie pagubă și mi-a căzut o vită întrânsa, deși a rupt junghietura. Judecă dumneata acum, nu e dator să-mi o plătească? El zice că n-are cu ce și ce-mi pasă mie? Boierule, răspunse și săracul umilit și cu lacrimile în ochi cât pumnul. Boierule, n-am ce zice, omoară-mă, spânzură-mă, n-am ce face dacă a dat păcatul peste mine. Așa este cum zice bogătașul meu vecin și fiindcă lui Dumnezeu îi place dreptul, drept să-ți spui ce e drept. Am săpat groapă și o groapă mare ca să încape bordeiul pe toți ai mei, dar nici că m-am gândit ca să-i aduc pagubă. Și nici n-a fost la sufletul meu cugetul de mândrie, căci n-aveam pe ce mă mândri când mi-am ales locul lângă dumnealui. Acum luminează-vă Dumnezeu, boierule, și judecați după dreptate. Boierul sta în cumpănă, nu știa cui să dea dreptate. Vedea el că săracul a căzut în păcat, dar fără voie. După ce se gândi el nițel, zise: Bre, oameni buni, eu am să vă fac 3 întrebări. Cine le va dezlega mai bine, aceluia să fie dreptatea. Vă dau răgaz 3 zile. Gândiți-vă. După 3 zile să veniți și să înghiciți întrebările. Țineți minte bine? Întâia întrebare sună așa: ce este mai gras în lume? A doua: ce este mai bun? Și a treia: ce aleargă mai iute? Haidem, duceți-vă acum, dar să mai știți una: dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, să știți că unde vă stau picioarele o să vă stea și capetele. Amândoi împlicinații se întoarseră la casele lor. Bogătașul, lăudându-se că el are să ghicească, fiindcă ce lucru poate fi mai ușor decât a spune că porcul său din ogradă este mai gras, deoarece stă slănina pe dânsul de o palmă, iar săracul plângea de potopea pământul, gândindu-se ca ce să-i spuie el. Dacă ajunseră fiecare la ai săi, bogătașul era vesel, care să-și câștige pricina, iar săracul se puse pe gânduri și tot ofta. Copiii se adunară pe lângă dânsul, se uita, dar nu cutezau să-l întrebe ceva. Începură și ei a plânge și se făcu acolo la dâns și o plângere și o jelanie de te luau fiorii de milă. Numai fata cea mai mare își lua inima în dinți și îl întrebă ce are de este așa de trist. Ce să am, fata mea? Iacă păcate de la Dumnezeu. Boierul ne-a îndatorat să-i ghicim niște întrebări pe care nici oamenii ce picopsiți nu i le-ar putea spune. Necum un sărman prost ca mine. Ci ne spune și nouă că doar te-om putea să-ți dăm vreun ajutor. Ca ce ajutor ați putea voi să-mi dați? Voi care nu știți încă nici cum se mănâncă mămăliga. Te miră, tată, la ce-am putea fi buni și noi? Și apoi, ce strică dacă ne vei spune și nouă? Atunci săracul zise: iacă ce ne-a zis boierul să ghicim, căci de nu ne va sta capul unde ne stau tălpile. Fata cea mare se puse pe gânduri și, după ce mai cugetă, ia ce mai cugetă, se apropie de tatăl său și îi zise: ia, lasă, tată, nu mai fi așa de mâhnit. Nu ne lasă Dumnezeu pe noi să pierim. Când te vei duce la boierul să-i dai răspuns, ce-i spune și eu ceva. Și poate că va da Dumnezeu să scapi cu față curată dinaintea lui. Săracul părua se mângâie oarecum, dar numai inima lui știa. Nu voia, vezi, să-și mai mâhnească și copiii. În dimineața când fuase înfățișat la boierul ca să-i ghicească întrebările, fie s-a-i spuse ca ce să răspundă. Săracul se arăta a fi mulțumit, dar se îndoia. Se înfățișară înaintea boierului, bogătașul mândru și cu pieptul deschis, săracul umilit și strâns la piept de sta să-i crape sumanul cel zdrențuit de pe dânsul. Boierul întrebă pe bogătaș: ei, bade, ce este mai gras pe lumea asta? Bogătașul răspunse cu curaj, apoi de, cu coane,
ce să fie mai gras decât porcul meu din ogradă, care are grăsimea pe el de o palmă de groasă. Minciuni spui, răspunse boierul și întrebă și pe săracul, el răspunse cu sfială. Apoi de, cucoane, eu zic cu mintea mea proastă că pământul să fie mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem. Așa este, răspunse boierul. Acum zise bogătașului iară, ce aleargă mai iute pe lumea asta? Armăsarul meu, cucoane, răspunse bogătașul, că aleargă peste voi și dealuri, când îi dau drumul, de nu-i vezi copitele. Apoi de, cucoane, capul meu nu mă duce așa departe, fără decât dau cu socoteală că nimic nu aleargă așa de iute ca gândul. Răspunse și săracul, tu ai dreptate, cela aiuriasă. În cele din urmă mai întrebă odată pe bogătaș, ce este mai bun pe lumea asta? Nimic nu este mai bun pe lumea asta, milostive stăpân, răspunse el, ca judecata cea dreaptă a măriei tale. Eu, boierule, cu prostia mea, mă duce gândul să crez că nimic nu e mai bun pe lumea asta ca Dumnezeu, care ne suferă pe lume cu toate răutățile noastre. Adevărat, așa este, zise boierul și întorcându-se către bogătaș, adăugă. Ieși afară, țăran viclean și mojic ce ești, sau pui acum de-ți trage la tălpi atâta cât nu poți duce. Bogătașul ieși cu coada între picioare și chemând mai aproape pe sărac, îl întrebă cu grai blajin. Spune-mi, bre, omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit? Căci din capul tău ăla sec nu crezi să fie ieșit așa cuvinte înțelepte. Bietul sărac se cam codea, nu-i venea să spuie drept, de teamă să nu pățească ceva. Dar dacă se văzu încolțit, spuse tot adevărul precum era. Atunci boierul, mirându-se în sine de iscusința fetei săracului, îi porunci ca a doua zi să vie cu fata la curtea boierească. Ea să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum. Cum auzi săracul unele ca astea, începu a se boci și a se văicărea, de nu-ți venia să-l mai auzi, și se întoarse la ei săi. Fata cea mare, când auzi ce le îi spuse, nu te teme, tătucă, îi zise ea, că-i viu eu lui de hac, numai să-mi cauți două mâțe. Cum se făcu dimineață, fata aruncă pe dânsa un volog, luă mâțele la subțiori, încălecă pe un țap și plecă la curtea boierească. Mergând astfel pe drum, ea nu era nici călare, nici pe jos, căci da de pământ când un picior, când altul, țapul fiind pitic. Umbla ni pe drum, ni pe lângă drum, căci țapul nu ținea drumul drept. Aci trecea pe lângă câte un gard să apuce câte vreun lăstar de la vreun pomișor, aci trecea de cealaltă parte. Nu era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, cu vologul aruncat pe dânsa. Și așa, cu chiu, cu vai, ajunse la curtea boierească. Când au văzut boierul și oamenii curții venind așa, încremeniră. Boierul, vezi, nu voia să se dea rămas și porunci să dea drumul la doi zăvoi ce-i ținea la curte în lanț. Aceștia, cum văzură alaiul cu care venea fata săracului, se repeziră la dânsa, dar ia de drumul îndată mâțelor și zăvoi se luară după dânsele, iar fata săracului ajunse la scara boierească, așa precum îi poruncise boierul. Văzând și această iscusință a fetei, boierul n-avu încotro și fu nevoit să o primească. Atunci porunci să o fereduiască, o îmbrăcă cu niște haine ca de mireasă și hotărâ să o dea după un fecior de la via boierul pe lângă dânsul, care îl slujea cu credință. După ce o văzu boierul curățită și ferchezuită ca o mireasă și cum avea și ea pe vină încoace, îi se păru mai frumoasă de cum era atunci. Ce ia bătului, că pofti să o aibă el de nevastă,
mai cu seamă că era burlac și se cunună cu dânsa. Mai înainte de a se cununa, boierul zise dânsei: eu te iau de soție, dar să știi că tu n-ai voie să judeci niciodată fără de mine. Ea primi. După ce trecu de la cununia lor, boierul se duse odată în treaba lui pe moșie. În lipsa lui veniră doi țărani cu o prigonire la curte. Aflând că boierul nu este acasă și văzând pe cuconița într-un cerdac, ei începură să se jeluiască la dânsa. Ea asculta și tăcea. Unul zise: aveam să mă duc până în cutare loc, însă o roată de la căruță mi se stricase. Nu-mi puteam înhămai apa la căruța cu trei roate, mai cu seamă că era afăta. Atunci m-am rugat de vecinul meu, ăsta care e de față, să-mi împrumute el o roată. El, ce e drept, aseară mi-a împrumutat roata ce i-am cerut, cu gândul că azi, până în ziua, să mă duc la treaba mea. Când, ce să vedeți, cinstiți boieri, astă noapte mi-a fătat iapa un mânz. Țăranul cel cu roata îi tăie cuvântul și zise și el: nu-l credeți, cuconiță, să vă ție Dumnezeu, roata mea a făcut mânzul. Cucoana asculta din cerdac și tăcea. Țăranii așteptară ce mai așteptară și, dacă văzură că cucoana nu le face nicio judecată, întrebară: da, unde-i dus boierul, cucoană? Ia, s-a dus, răspunse ea, să vază un lac de mălai ce-l avem pe marginea unui iaz, că în toate nopțile ies broaștele din trânsul și mănâncă mălaiul. Țăranii se uitară lung și plecară. Ajungând la poarta ogrăzii boierești, ei începură a se întrepa unul pe altul: ca ce fel de vorbă foaia cu coanei, mânia ăsta? Cum se poate broaștele să mănânce mălaiul? Ce se sfătuiră ei, ce vorbiră, că numai ce se întorseră să întrebe pe cucoană ce vorbă foaia. Dacă veniră dinaintea cerdacului iară, prinseră întreba: da, bine, cucoană, ca ce să fie vorba ce ne-ai spus-o? Poate se ca broaștele să mănânce mălaiul? Nu știu dacă broaștele poate să mănânce mălai, auba, răspunse cucoana, dar știu că roata nu poate să fete mânși. Tocmai atunci aș veniră și țăranii de acasă. Acum înțeleseseră și retenia vorbei cucoanei, se mirară de atâta înțelepciune și se împăcară cum știură ei mai bine. Vin și boierul acasă întrebă: cine a mai fost pe aici în lipsa mea? Ce s-a mai petrecut? Ce să fie? Răspunse ea. Ia ca cine a venit și ia că ce s-a întâmplat cu ei și ce le-am zis eu. Boierul, cum auzi, îi zise: fiindcă ai încălcat făgăduiala și ai judecat fără mine, nu mai putem trăi amândoi. Ia-ți ce poftești de la mine și ce ți este mai drag în casa mea și să te duci la tatăl tău acasă. Cucoana zise: vorbele tale, bărbate, sunt sfinte pentru mine, pentru că de aceea bărbatul este bărbat. Nu sunt vinovată într-un nimic, căci n-am judecat pe acei jeluitori, ci le-am spus numai unde este stăpânul lor. Dar dacă dumneata găsești cu cale să mă gonești, eu mă supun fără să cârtesc și îți mulțumesc încă din adâncul sufletului pentru bunătatea ce ai de a mă lăsa să-mi aleg ce mi-e mai drag din casa dumitale. Un lucru te mai rog, fiindcă mă gonești, lasă-mă să mă mai înveselesc odată și eu în casa domnului meu și bărbat. Dă o masă și cheamă pe prietenii noștri și cunoscuții să petrecem împreună și să ne chefuim pentru cea din urmă oară. Boierul se înduplecă și porunci de făcu o masă de alea înfricoșatele, unde chemă prietenii și pe cei mai de aproape ai lor. Șezură, se înveseliră și se chefuiră cât le cerură inima. Cucoana însă tot îndesa paharele boierului și el tot bea. Și mai dete unul și încă unul până îl făcu cuc, de se îmbătă boierul de se coclise turtă. Atunci și cucoana îl ia frumușel la spinare, fără să mai simță boierul ceva, și îl duse la tată sau acasă, unde îl puse pe cuptor și dormi până se trezi. A doua zi, când se deșteptă, boierul văzându-se în astfel de hal,
întrebă unde se află. Cucoana îi răspunse: la tata acasă. Când m-ai gonit de la dumneata, mi-ai dat voie să iau din casa dumitale ce mi-o fi mai drag. Aceea am și făcut. Nimic nu mi-a fost mai drag decât bărbatul. Nu crezi să mă ții de rău pentru că mi l-am luat. Când auzi boierul asemenea vorbe cu Noimă, se gândi ce se gândi, apoi răspunse: ai demn nevastă acasă și să trăim ca în sân de rai. Acum pricep eu ce odor de femeie am dobândit. Și m-am suit pe-o șa și i-am spus-o așa. M-am suit pe-o lopată și i-am spus-o toată.